alert, inspecția judiciară, acuzai grave la adresa lui Covesi. CSM urmează să decidă. Inspecția judiciară a anuncat, miercuri, ce a început acțiunea disciplinară fac de subliniere IEFA Direcției Naționale Anticorupție Laura Codruca Covesi, urmând ca CSM să decidă în ce fel va răspunde aceasta. Inspectorii judiciari spun că Covesi a săvârșit sublinierea IT o serie de abateri disciplinare referitoare la controalele tematice, după ce sublinierea i-ar fi desemnat consilierul judector să fac controale la două servicii teritoriale. Puncta implicat cu subliniere tink dispozițiile art. 7 alin. 3, din ordinul numărul 5 pe 1201.2016 al procurorului general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație sublinierei justiție, care se referă la competența de a dispune sublinierei a efectua controlul tematic. Prin desemnarea consilierului procurorului sublinierei Faldna, judector de ta subliniereat, aflat într-o vedit stare de incompatibilitate pentru efectuarea controlului tematic la două servicii teritoriale, arată inspecția judiciară. Inspectorii mai spun ce, prin acest fapt, subliniere e Fadna subliniere i-a implicat atribuțiile. Raportul Greco, lovituri grea pentru PSD ALDE. Se cere o reacție public din partea lui Dragnea, Tericianu și Tudorel Toader. De asemenea, arată inspecția judiciară. Prin încălcarea regulamentului sublinierei desemnarea unui magistrat aflat în incompatibilitate, s-a adus atingere principiilor legalității, imparțialității sublinierei regulilor fundamentale sublinierei prestigiului sublinierei credibilității actului de justiție în înfăptuirea căruia a fost implicat Direcția Națională Anticorupție. Acțiunea disciplinară a fost înaintat secției pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide cu privire la modul în care va răspunde Covesi. Aceasta este cea de-a doua acțiune disciplinară de clan sublinierea de inspecția judiciară împotriva sublinierei Faldna.